seara, dragilor! Dar cum să nu vă cânt eu astăzi în această zi? Dar cum? A să ziceți că ei, trebuie de cântat? Bună seara! Vine seara ca să plec, cu mândra să mă petrec, să beau vin și să beau bere și să uit de cele rele. Vine seara ca să plec, cu mândra să mă petrec, să beau vin și să beau bere și să uit de cele rele. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. E drept, voi cânta mereu, numai de dragul tău și numai de dragul vostru. E drept, asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul tău. Bună seara tuturor, să le fac o invitație. Să fac o invitație și la ăștia de pe Instagram, că ei tot acolo mă iubesc tare. Dragii mei, vă invit acum în live la mine aici pe pagina de poezii. Vă invit și pe voi. Am așa. Până se face dimineața și apoi iarăși până-n zori, până să uite înseamnă dor, să te strâng mândru în brață, până se face dimineața și apoi iarăși până-n zori, să nu uiți ce înseamnă dor. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul vostru. Hei, hei, asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul meu și de dragul vostru. Am emoții, dragii mei, când vă cânt mai rar, apam emoții când apar în fața voastră. Vă dedic această seară vouă și puteți scrie dedicațiile care le doriți să le auziți. Am și fac și niște distribuiri în profilul meu și vă dedic două piese despre viață, despre mine și așa mai departe. Ia-ți vedea, mai este vreo strofă aici să cântăm. Iotișa. Bine în lume să trăiești cu omul care îl iubești, când în lume dragostea îi frumoasă, nu e rea. Bine în lume să trăiești cu omul care îl iubești, când în lume dragostea îi frumoasă, nu e rea. Asta-i viața mea, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul vostru. E ca așa. Asta-i viața mea, bună-ți tuturor, mie-mi place așa. Voi cânta mereu, numai de dragul tău, numai de dragul vostru. Iuhuhu, trrr, iuhuhu. Păi, veselie. Și nu am băut nigă. Eu așa de tare mă bucur. Această zi pentru mine chiar e și mai frumoasă decât ziua de naștere. Dar știți de ce? Fiindcă aici, în activitatea mea și în lumea mea, care voi sunteți, eu mă simt cel mai bine și am putut să mă deschid cel mai frumos. Ei, poate nu chiar frumos din unele aspecte, dar mă scuzați, iertați-mă, dați încrezare, vorba și ea, știți cum? Și nu vă supărați pe mine că uneori am neglijat sfaturile voastre, am neglijat comentariile voastre, eu tot citem, tot vedem, dar numai eu știem ce avem în suflet, știți? Dar eu m-am liniștit, eu mă liniștesc, eu creez frumos pe zi ce trece. Scopul meu și privirea mea acum e îndreptată, în primul rând, spre copil, fericirea mea de fată, și apoi spre activitatea mea, voi, oamenii mei care mă iubiți sincer. Și am făcut azi și o dedicație specială, am filmat un filmuleț, tot pentru voi. Asta e viața mea de Ion Surucianu, mi-a plăcut piesa asta, m-am regăsit 100%. Și vă cânt și aici în live. Ia ca așa! Ha! Ia ca așa! Yes! Ha! 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 Măi! Stile verde! Pentru voi! Se așterne noaptea pe pământ, trece încă o zi din viață. Numai eu nu dorm, eu stau și cânt, până vine dimineața. Nu mă plâng pe soarta de artist, dată de la Dumnezeu. Veselă eram, era și trist, pentru voi cânta mereu. Veselă era, era și trist, pentru voi cânta mereu.
Asta-i viața mea, asta-i viața noastră, bucuria mea, seara, seara albastră, tinerețea mea, tinerețea noastră, zâmbe de amor, cântece de dor. Asta-i viața mea, ca o primăvară, bucuria mea, floarea lacrimioară, asta-i viața mea, ca o melodie, zâmbe și amor, cântece de dor. Na 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 bună seara tuturor! Mă scuzați, nu reușesc să vă citesc, am și emoții și vreau și să văd și cuvintele astea. Așa, am mutat o leac să văd textul mai bine, că era lumina ră și îl vedem rău. Ia! Ha! Ha! Ia! Bravo! Mulțumesc! Pentru mici și mari, pentru voi, amicii mei, timpul trece, noi vom fi bunici, asta-i viața, vrei, nu vrei. Nu mă plâng pe soarta de artist, dată de la Dumnezeu. Veselă eram, era și trist, pentru voi cântam mereu. Veselă eram, era și trist, pentru voi cântam mereu. Asta-i viața mea, asta-i viața noastră, bucuria mea, seara, seara albastră, tinerețea mea, tinerețea noastră, zâmbet și amor, scântece de dor. Asta e viața mea, ca o primăvară, pasăre în zbor, fir de lacrimioară. Asta e viața mea, ca o melodie, zâmbet și amor, cântece de dor. Pentru toți voi, cântecele de dor. Hai, vă aștept acum dedicațiile voastre. Să vă mai cânt ceva, bucurați-vă, prieteni, tot pentru o dedicație pentru voi și aștept să vă cânt cât am pot stau, așa. Aș dori un cântec pentru scumpa mea fiică, care este foarte departe de mine, Maria Magdalena Popovici, așa, nu știu dacă o știu. Hai să vă cânt, bucurați-vă, prieteni, tot pentru voi și ați cânt o piesă pentru fetiță, dedicație. Bine? Am să o aleg eu. Sau deodată să începem cu dedicațiile. Stați să văd tonalitatea, iar eu cu cărnețelul meu magic aici. Gata. Introducerea s-a terminat, începem să vă cânt ce și vreți voi. Așa, repejor cât mireluși îmi dă voie. Așa, gata, am găsit, bucurați-vă, prieteni. Na-na-na-na-na, asta-i viața mea. Mulțumesc frumos, tot citesc eu după și revăd live-ul. Și acum văd, dar nu pot citi tare. Așa, bucurați-vă, prieteni, pentru toți prietenii mei de aici care sunteți voi virtuali. Așa de mult am, după am o ceată plină de amici. Nu mă doboară nică cu așa prieteni mulți. Așa. Pentru prietenii mei, bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un cântec ce vi-i dat ca să-l urmați. Încă o dedicație pentru voi și după asta facem ceva pentru fetițe, pentru o fată. Doar o fată mama are să fac. Oh. Și acum melodia se dedică pentru toți prietenii mei. Intrați, urmăriți-mă și pe Instagram, am lăsat acolo link-ul jos. Hopa! Ha! Ha! Să cânte muzica! Ia! 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 Bucurați-vă, prieteni! Hei! Hei, hei, bucurați-vă, prieteni! Prietenii mei, tăța ăștia să se bucurie! 1, 2, 3 și... Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați! Bucurați-vă de un nume ce vi da ca să-l purtați! Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei! Bucurați-vă, o viață de lumina dragostei! Așa că-i drept! Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânești, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat, floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai năzdrăvanu. Uite un moș, tace-n toiag, a, ca Troianu. Troianu, cu mine de prieteni și de frați.
Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei. Bucurați-vă de o viață, de lumina dragostei. Și încă o strofă pentru voi. Muntele ieri ne-a de menea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele trec, zilele vin, ce va rămâne? Suflet de lut, necunoscut, suflet de pâine. Toamnele cresc, grijile cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. 1, 2, 3. Și bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați. Mulțumesc! Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei. Bucurați-vă o viață de lumina dragostei. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați, pentru prietenii mei. Bucurați-vă de un cântec ce vi-a dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un nume, de un amur cu flori de tei. Bucurați-vă o viață de lumina dragostei. Și acum cântăm pentru fetiță și inclusiv și pentru fetița mea. Doar o fată mama are. Și pentru toți care aveți o fetiță. Poate aveți și un băiețel, dar dacă aveți o fetiță, păi doar o fată mama are. A? Trebuie să le alintăm comoarele noastre, că sunt numai unii și la noi și sunt tare drăgălașe și sunt tare iubitoare. Și tare frumușele și, doamne, doamne, eu am o păpușă de pe mătrezăște cu zâmbete, cu mă cuprinde, mă îmbrățișează, mi dăruie dragoste. Doamne, cât asta e cea mai mare avere, bogăție, să ai o fată. Și băiete, încă nu știu ce înseamnă să ai băiet, cred că ți sunt protejat, că și ocrotit, ajutat. Dar fata-i Nila, fata-i jălea și dragostea. Ochișorii ăștia, când se uită la tine cu dragoste, nu vă pătre, da? Trebuie să ai o fată să înțelegi. Dorul meu e unul mare, doar o fată mama are. Mulțumesc lui Dumnezeu, e așa cum am vrut eu. Grijile din dor pornite și nopțile nedormite pe toate le-am pus la cale. Și uite că fata-i mare, grijile din dor pornite și nopțile nedormite pe toate le-am pus la cale. Și uite că fata-i mare, spune-mi lume, spune-mi tu, dacă zic bine sau nu. Știu cum doar își toarce firul, numai mama și copilul. Eu mă bâlbâi cât citesc. Stiluța mi-a scris, încă o dată te-ai demonstrat că poți să te faci fericită și singură. Totul depinde de noi, corect. Azi mi-am comandat un tort special, frumos, decorat pentru noi fetițele din casă. Seara când ajung acasă, fata mă-ndeamnă la masă, mă cuprinde, mă jelește, știe că mama muncește, rup cămașa în spinare. Doar o fată mama are, pentru ea muncesc trei. Lumina ochilor mei, rup cămașa în spinare. Doar o fată mama are, pentru ea muncesc trei. Lumina ochilor mei, spune-mi lume, spune-mi tu, dacă-i zic bine ori nu. Știu cum doar își toarce firul, numai mama și copilul. Spune-mi lume, spune-mi tu, dacă-i zic bine ori nu. Știu cum doar își toarce firul, numai mama și copilul. Așa, pentru fata încântat. Acolo cineva vrea pentru băiet, pentru mamă. Pentru mamă. Cântăm ceva pentru mamă și afirmă pentru băiet. Mai scurtă și din iar la tăți familie. Dedicăm la toți membrii familiei câte o piesă și apoi urmă vedem și mai facem, așa? Așa, stați ceva, o piesă mama care nu prea v-am cântat-o eu.
Am vreo să învăț ceva nou despre mamă. Și am să învăț. Da să vă cânt de Manuel Stai lângă mine, mamă. Nu știu dacă n-am uitat-o. Pentru toate mamele voastre, în primul rând, mama mea, apoi toate mamele voastre, această melodie frumoasă. Să văd dacă n-am uitat. Dacă o cânt greșit, apoi ajutați-mă. Așa. Na-i-na-na-na-na. Așa e melodia. Ia, trebuie să înceapă. Dar nu vreau. Ia câtă-o. Este pentru toate mamele noastre, sfintele noastre mame, care ne-au dat viață, ne-au dat educație, ne-au încălzit la piept când ne era friguț, ne-au ascultat plânsul, ne-au șters lacrima. Nu vreau să plâng ca Mușiană, n-am vrut să plâng. Pentru mama mea și mamele voastre. Nu, încă nu știu ce sfântă lege te-a plăsmuit așa. Cui să-i mulțumesc că am norocul să fii tu mama mea? Zâmbești și, Doamne, cât îmi place. Stai lângă mine, mama, vreau să sun și spune-mi ce mai faci. Zâmbesc și, Doamne, cât îmi place. Stai lângă mine, mama, și spune-mi ce mai faci. Nu vor să-mi răspund. Am vrut să, poate, am ușit, trebuie să-i sun pe fix. Să le spun că sunt live. Eu, în ochii tăi, rămân pe viață, puiul tău cel mai mic. Vezi, tu mi-ai dat tot și niciodată nu mi-ai cerut nimic. Dar eu sunt mare de acum. Stai lângă mine, mama, și cere ce vrei tu. Dar eu sunt mare de acum. Nu răspund. Stai lângă mine, mama, și cere-mi ce vrei tu. Nu vor să răspund. Mama e numai una, Ionela. Așa, următoarea melodie. Nu vor să-mi răspund, că vreau să le spun. Poate să uite, dam la live-ul meu. Mai au de lucru prin o gradă, sărmăniei mei. Nu răspund. Am ajuns și pe mobil. Eu i-am sunat de 3 bloguri. Bun, pentru băiețel. Am băiat și fată acolo. Despre băiat și fată. Am văzut că ceva și pentru fată. Azi vă cânt asta... Cine seamănă cu mine? Aha, piesa asta tare îmi place mie, cu dedicație specială pentru cei care au și băiat și fată. Să ne trăiască, să vă trăiască, a mea fata să trăiască, a voștri să trăiască împreună. Mai încerc încă o dată să o sun pe mama. Stați, ui, de când am apăsat un trip. Am o pe mobilă, ori mama e la biserică. Acuși vă fac cine seamănă cu mine. Eu am uitat să le sun înaintea live-ului, să le spun că ei tot se uită la live-urile mele. Este tatare Facebook și el își prăjesc, privesc tătătăt. Alo, mamica, ce faceți? Bun. Am sunat pe tata, să vă uitați la live, să vă uitați pe urmă că fac live. Am vrut să vă invit. Mă fericit. Ce? Și ai spus, mama, și ai spus? Mulțumesc, hai neta, nu vreau să te deranjez. Și e atent acolo, bun? Bine, hai, bine, mai pe urmă, mai seara. Da, să vă uitați la live, că v-am dedicat bine, și vouă un cântec. Bine, bine. Hai.
E ca așa. Dragii mei părinți, cine seamănă cu mine pentru tătă, tătă, așa voi ne-ați scris mult, eu, da, mam, emoții, nu știu unde să mai citesc. Iectă-l! Hop, hop, șa! Dar pe cine am sunat? A, nu. Ia, așa, hop, 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 șa, șa, he! Ia, ha, ha! Pentru toți cei care veți și băiat și fată. Tot ce-am făcut în viață, și la greu, dar și la bine, copiii mi-au dat speranță pentru azi și pentru mâine. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, mă mândresc și am cu cine, că am băiat, am și fată. Bună seara! Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, mă mândresc și am cu cine, că am băiat, am și fată. Să trăiască fata și băiatul. Ia așa. Ia să țineți-mă cu o distribuire. Ia așa, așa. Bună seara, așa. Are mama doi feciori, Rodica vrea. Ai copii, ai bucurii, ai zâmbetul lor în casă, zi de zi cu drag te zbați, să le faci viața frumoasă. Hai cu mine! Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, mă mândresc și am cu cine, că am băiat, am și fată. Mulțumim! Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă, mă mândresc că am cu cine, că am băiat, am și fată, că n-am băiat, dar am fată. Ia așa, hop, 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 hop. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Mulțumesc, Diana, Larisa, Cebotari, mulțumesc, pupici la toți. Doar prin activitate poți trece, așa, corect, Alex, așa am să fac, asta văd și sunt, că mi-aduce și îmi face mult bine. Așa, are mama, are tata, eu am băiat și fată, să-mi fie sănătoși, Valentina Ursu, să-ți trăiască, bravo, felicitări, mulțumesc tuturor. Bună seara, vă rugăm, are mama doi feciori. O fac acuș, salutare, ești bravo, succes, inspirație, momente cât mai frumoase și mulțumești în primul rând părinții și soarta că ți-au dat așa talente. Mersi frumos, Natalia, din suflet, am mulțumit permanent și v-am spus și mă simțeam vinovată uneori, prin tristețile astea mele și tot ce am trecut. Simțeam că jignesc în primul rând pe Dumnezeu care mi-a dat așa dar și pe părinții mei, fiindcă fiecare oameni reacționează diferit în situații de stres și de criză, da? Eu am reacționat în modul meu, altcineva altfel se duce fizic și reacționează, diferite moduri sunt. Eu o să mă liniștesc, că o să fie tot bine și ați vedeți că a să uităm de tot asta ca de un coșmar. Așa, hai, are mama doi feciori, am găsit-o, acuși cântăm cât mirelușcă ia muș, să nu îi treacă, să nu mă chemic, e repede să plictisește, dar mai fată mare, muș, i-am dat să fac puzzle, dar... Așa, are mama doi feciori, pentru mame de băieței, de doi băieți, dar dacă aveți și trei, ia spuneți și cine și câte aveți. Dacă aveți trei băieți în genere, dar dacă patru, ei, nu și e frică de nică cu mama. Mi-a are patru feciori și eu ultima fie fată. Nai, na, 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 na. Pentru mamele de băieți, de la doi în sus. Ia să vedem cine aici are de la doi băieți în sus. Ia să vedem, scriți toate mamele de feciori. Am o ea imediat. Are mama doi feciori mai, două sfinte sărbători mai. Diana să-ți trăiască! Are mama doi feciori mai,
două sfinte sărbători mai. Două sărbători în casă, nu știu care-i mai frumoasă, feciorașii mei, feciori mai. Să vă trăiască! Sărbători în casă, nu știu care-i mai frumoasă, feciorașii mei, feciori mai. Uitați-vă câte mame de băieți avem! Uitați-vă câte mame avem, câte doi băieți! Un băiat! Să vă trăiască, băieții, of, plătăi, viitorul țării, napcom. Nai, 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 viitorii niri la fetele noastre. Ia să educați ghinic să nu ne obișduiască fetele. Numai dorul datu mea, măi, doi feciori ca lagrima, măi. Numai dorul datu mea, măi, doi feciori ca lacrima, măi. Mulțumesc dragoste ție, nu vreau altă avuție, feciorașii mei, feciori, măi. Valentina are trei feciori. Mulțumesc dragoste ție, nu vreau altă avuție, feciorașii mei, feciori mai. Ia, mulțumim domnul Mihăiță Văcărielu, domnul Nicolae. Așa, hai mai departe, ce să nu, ce să cântăm? Uitați-vă câte mame de băieți, de doi băieți avem noi aici. E bogăția viitorul țării, dar cum, nu ne temem de război, dar și... Marie, te rog, fata mamei cea mai mică, cântă Veronica Mihai. Eu am doar unul și faci cât 10, Viorica, foarte frumos. Fata mamei cea mai mică, fata mamei cea mai mică. Hai să văd dacă o știu și dacă am aici negativă. Dedicăm live-ul la copii, așa? Fata mamei cea mai mică. Na, 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 na. Am găsit eu ceva, ia stai. Danco. Hop, hop, șa, șa, țic, ță, ță, ță. Dar nu știu cuvintele, nu știu melodia dacă e asta. Am uși pribluim. Ia, ca șa, șa, șa. Hop, 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 hop. Ia, șa, ia, am uși pribluiesc melodia, că nu știu. Am uși de-am. Fata mami cea mai mică, te-am crescut de mititică. Fata mami cea mai mică, te-am crescut de mititică. Ei, te-am crescut de mititică, cu pâine și cu lăptică, și cu pâine și cu lăptică. Nu știu, e că trebuie să-l învăț. Lăptică, fata mami cea mai mică. E că trebuie să-l învăț. Stai că ne-am adus aminte. Mama ne-l cânta, stăi, cu pâine și cu lăpte. E că trebuie să-l învăț numai decât. Te-am crescut ușor să fii mami de ajutor, măi. Te-am crescut cu lăptișor să fii mami de ajutor, măi. Dar tu te-ai dus și ai plecat, măi. Și de mama ai uitat, măi. Dar tu te-ai dus și ai plecat, măi. Și de mama ai uitat, măi. Drept, așa? Fetele m-au întrebat, când o să mai vii prin sat? Trebuie să-l învăț, mama el cânta asta, când era mitic și-am uitat. Ții mă întreabă, eu le spun că vii de grabă. Și băieții mă întreabă, eu le spun că vii de grabă. Hai, cap, ță, ță, ță. E ca crescut, te-am educat și tate n-a-n sfat, măi. Să-ți iubești și mai scump, măi, mama și sufletul blând, măi. Să-ți iubești, dar și mai scump, măi, mama și sufletul blând, măi. E drept! Ha, ha, așa, așa! Mărioară, te rog, fata mamei cea mai mică. Aha, asta nu știu. Următoarea dedicație, vă rog, piesa Are mama două fete. Dar și ne-o cântă. Am spus, dedicăm numai la... La copii azi live-ul. Are mama de asta să văd dacă o știu. A, două fete tata are, știu cu astea, în stațiile.
toată melodia. Eu știi ce facem piesele noi care le învățam? Numai le învățam, dar nu scriem tonalitate. A, am găsit. Este, am greșit. Două fete tatare. Tot e frumoasă piesa. Deodată vă spun, asta am învățat-o, știu că am învățat-o pentru cineva să o cânt ca dedicație. Cred că e asta. Cam e sus. Nu știu de ce am făcut eu așa sus. Am să încercăm. Pentru două fete. Am cântat pentru doi băieți, acum pentru două fete. Hop! Ha! Mulțumesc pentru toți, pentru toate cuvintele. Tot am zis noroc, noroc și măi măi. Ne-a dat Domnul tot ce-mi place și măi măi. Ne-a dat și argint în pleti, dar ne-a dat și două fete. Dar ne-a dat și două fete, măi măi. Două fete frumușele, ca să mă mândresc cu ele. Bucuria vieții mele, măi măi. I-am scris mamele și părinți care au două fete. Mama are ca brândușele în floare, bucuria ca pătnare, măi măi. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, bucuria ca pătnare, măi măi. Nici eu sunt ceva n-a luat aici drept. Ha! Ha! Ia să văd cât sunteți părinți de două fete. Mai frumoasă, măi măi, când ai două fete în casă, măi măi. Ele sunt a vieții floare, dragoste și alinare, dragoste și alinare, măi măi. Viața să fie senină, ca cerului lumină, ca cerului lumină, măi măi. Două fete tatare, ca brândușele în floare, bucuria ca pătnare, măi măi. Două mândre surioare, parcă îs rupte din soare, bucuria ca pătnare, măi măi. N-au în lumea asemănare. Bun, e cam grea piesa asta pentru mine, o cântă bărbat, vă dați seama. Acolo am văzut o dedicație, șapte sate. Dar știți de când nu am cântat eu cânt cu asta? Dar mi-ați făcut dor de cântile astea vechi. Și hai să încercăm să cântăm, da și. Dar mă să... Voi și așa mă înțelegeți și îmi dați crezare când greșesc. Nu sunt perfect eu ca să nu greșesc. Să-ți văd dacă trebuie schimbat tonalitatea. Șapte fete, șapte sate. Șapte sate. Mi-e dor de cântile astea vechi. Mi-ați făcut o nostalgie. Mi-amintește de satul meu. Că eu cântam în... ansamblu folcloric în sat. Și cântam toate piesele astea. Hop, hop, șa, șa, ia uite-l. Țineți minte. Ip, hop, șa, șa. Sati spun că te iubesc, lasă știi lumea că trăiesc. Șapte sati spun că te iubesc, da lasă știi lumea că trăiesc. Șapte sati spun da, că ne dragă viața lângă micuța. Șapte zici șapte dacă aș mai avea, că ne dragă viața lângă micuța. Să leacă greșit, nu l-am repetat, nu l-am gândat în genul de mult. Lume, lume, ce tot ai cu mine, vrei să mor, dar vrei să mor ca mâine. Lume, lume, ce tot ai cu mine, da vrei să mor, dar vrei să mor ca mâine. Deși nu mă laci în pas și lume, draga mea, să iubesc ce-mi place și pe neicuța. Deși nu mă laci în pas și lume, draga mea, să iubesc ce-mi place și pe neicuța. Hop, ia uite, așa-i răp. Yes. Sati spun că te iubesc, chiar nu-mi pasă, ba chiar mă fălesc. Șapte sati spun că te iubesc, fiecare om în lume a iubit cândva.
alinat cu dorul și cu dragostea. Om în lume a iubit cândva, alinat cu dorul și cu dragostea. Hop, hop, scuzați, n-am făcut repetiții, dar cum este, mi-ați amintit. Am băiat, dar am și fata, am cântat, nu mă repet, scuzați. Mersi frumos, dragii mei, am o dispoziție bună, am ajutat energia, parcă văd că se duce. Dar am vrut să vă văd azi, eu imaginar vă văd pe toți. Vă așteptăm când puteți și cu un recital de poezii. Da, domnul Petre Văcărel, desigur, am să fac, cu drag. Da, de mult n-am făcut și am să fac. Chiar săptămâna, vedem, mâine sâmbătă, da? E că chiar o să vedem, posibil mâine să fac un recital de poezii. Eu trebuie să mă uit acolo unde am rămas, că eu acele vechi, vechi le-am făcut deja două recitaluri și trebuie să continui mai departe. Bună seara, cântați o soră și un frate, suntem la părinți, pentru Mariana Scobioală. Facem. La melodia e bună, îți vă scrupi. La 7 sat, el este în stil folcloric, dar este făcut stilizat. Ce e, mami? Amur, stați, că șefa mă cheamă. Mult n-a să-mi dă voie, chiedă, mă crește, e mare și vrea din cinci mai tare atenția mea. Să vedeți și dă din trânsa și mă trezește cu sărumuturi, mă cuprinde, vine la mine să mângă, e așa de mine, nu vă pot reda și fata am eu. Așa, am un băiețel. Bine, facem și am un băiețel. Hai, mai scurt facem pentru toți membrii familiei. Pentru cei, ia să vedem aici acum scriu cei care au soră și frate. Mersi frumos, Cristinca. Și nu uitați, mama, îi ajutați cu distribuire. Intrați acolo, link-ul jos la Instagram, acolo eu des postez în story. Și vă mulțumesc pentru tot absolut ce faceți pentru mine. Rău mă vedeți așa? Câte doruri sunt pe lume, nu-i mai mare dor anume decât dorul de copii tăi. Inima de mamă bate pentru un băiat și o fată, doi copii ca lacrima, floarea dragostei. O soră și un frate, suntem la părinți, iar inima bate în ritmuri fierbinți. Acasă e dorul ce nu mai putem uita. O soră și un frate, suntem la părinți, doi îngeri ne așteaptă la poartă cu minți. Ei vor să le spună copiilor săi, băiatul meu, fetița mea. Uitați-vă cât sunteți voi care sunteți soră și frate, ai soră și frate. Îmi pare rău, dar sunt una la părinți, Lilia, bravo, ești să fii sănătoasă. Dragă dulce surioară, anii trec în goana mare, iată că suntem și noi părinți. Veronica are frate. Cea mai mare taina vieții este floarea tinereții. Parcă ieri eram copii, veseli și zglobii. Hai, cântați cu mine! O soră și un frate, suntem la părinți, iar inima bate în ritmuri fierbinți. Acasă e dorul ce nu mai putem uita. O soră și un frate, suntem la părinți, doi îngeri ne așteaptă la poartă cu minți. Ei vor să le spună copiilor săi, băiatul meu, fetița mea. Acolo cineva a cerut ceva de Surucean. Îți cânt cu drag, ce seară minunată. Vrei? Pentru tine și pentru soția ta. Dar dacă n-ai soție, pentru iubita ta. Dar dacă n-ai iubită, să-ți o faci. Ca să ne fac și eu. Iubit. Poate mai mult. Eu glumesc. Deși... Tot drept, băi,
tânără, frumoasă, veselă. N-o să mă prăpădesc eu, Doamne ferește. Se termină carantina. Cuvintele, să știi, ele-mi sunt surorile. Atunci, iubito, când nu vii, eu vorbesc cu florile. Cuvintele, saverea mea, ele-mi spalatele. Cuvântul și cu inima nu seamănă la altele. Ce seară minunată, mai spune-mi, iubito, odată. Mai spune-mi că ești frumoasă și că vei fi mireasă și vom avea o fată. Mai spune-mi, iubito, odată. Na, 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 na. Am un băiețel frumos după asta. Na, 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 na. Mi-s dragi cuvintele, să știi, ele-mi sunt surorile. Atunci, iubite, când nu vii, eu vorbesc cu florile. Tăcerea nu-mi dragă, nu, nu mi-s dragi tăcerile. Atunci când uiți de mine tu, eu vorbesc cu stelele. De Buzova facem, numai decât. Ce seară minunată, mai spune-mi, iubito, odată. Mai spune-mi că ești frumoasă și că vei fi mireasă și vom avea o fată. Mai spune-mi, iubito, odată. Na, 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 na. Na, 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 na. Ei, na, 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 na. Asta o piesă de dans pentru toți îndrăgostiți. O piesă minunată. Asta și v-am cântat astăzi, tot de Suruceanu este. Piesa care v-am dedicat-o azi pentru urmăritorii mei de mulțumire. Ador arta maestrului Suruceanu. Are o voce inconfundabilă, un timbru muzical care nu-l are nimeni. Mai vrem piese noi, domnul Ion Suruceanu. Nu ne uitați! Petre Văcăril, vă place cam un tonus vesel, mersi frumos, așa doar am să fiu, așa, gata. Ajunge cât am plâns, ajunge cât mi-am stricat sănătatea, nervii, creierii, inima, sufletul, gata, eu nu mai vreau să mă mai autodistrug atâta. Mergem mai departe. Zi și noapte m-am rugat, Dumnezeu m-a ascultat, Dumnezeu m-a ascultat, mi-a dăruit un băiat. Zi și noapte m-am rugat, Dumnezeu m-a ascultat, Dumnezeu m-a ascultat. Distribuiți, mi-a dăruit un băiat. Am un băiețel frumos și sunt tare norocos. El e tot ce mi-am dorit și sunt tare fericit. Am un băiețel frumos și sunt tare norocos. Acolo am citit un mesaj, Marie. Ai zădărât lumea, ia uite cum te năvălesc. Lasă-mă năvălească cât am eu putere. Așa. Și am vrut următoarea de Buzova zvăcând. Zvăcând liker sau care e cea mai liker. Vreți dispoziții de Buzova, mă-și vă fac. Ia să vedem care sunteți mame doar de un singur băiețel. Scrieți aici și nu uitați să intrați în Instagram să mă urmăriți. Dacă ai băiat, băiat, ai în casă un bărbat, ai în viață ajutor, în ciuda dușmanilor. Dacă ai băiat, băiat, ai în casă un bărbat, ai în viață ajutor, în ciuda dușmanilor. Am un băiețel frumos, acum voi, și sunt tare norocos. El e tot ce mi-am dorit și sunt tare fericit.
Am un băiețel și sunt tare norocos. Sufletul meu le vreau la gheaia, mi-am dorit și sunt tare fericit. Hop, așa, hop, ha, cea, cea, ță, ță, e ca așa. Ați vrut ceva de Buzova, pe fac. Uleacă, eu încep a obosă. Dacă vă cânt rar, știți cum, m-am dezvățat de ritmul acesta. Ajutați-mă cu o distribuie, să mai vii lumea lecție, să nebunească cu noi. Iată! Tână fotă Facebook, загорел и в розовой майке, инстаграмные утки тебе ставят под фотками лайки, я тебя не ревную. Просто предупреждаю, не беси меня, милый, и я с тобой не играю. Ты испугался, от меня отписался, из друзей удалился, даже не извинился. Ты отлайкал все фотки, даже без обработки, даже без фотошопа. Вот такая вот пи-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 пи. Эй, иди прости. Я взломала пароли, прочитала твои переписки, инстаграмные тролли тебе шлют свои голые киски. Рухнуло солнце, и земля задрожала, так что, милый, готовься. Я ведь предупреждала, ты испугался, от меня отписался, из друзей удалился, даже не извинился. Ты отлайкал все фотки, даже без обработки, даже без фотошопа. Вот такая вот пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Cum se numește piesa asta, Mariana mă întreabă. Liker de Buzova, Liker. Hai că dansăm împreună, e că așa? Dar cum? Așa ce tăjele. Un cântec pentru frățiorul meu Ion. Îl cheamă Nicu de la așa. Facem Ion. În grădina lui Ion. Vreți? Ioane, Ioane. Ты испугался, от меня отписался, из друзей удалился, даже не... Чуть не застрелился, ты отлайкал все фотки. Hai, Ioane! Pentru toți Ioanei de aici, am o să începe dedicații cu nume. Pentru Ioan Constantin, Marie, Mihaiță, Gheorghiță. Hai, iată așa, cât fetița încântă voi. În grădina lui Ion toate păsările dorm, toate păsările dorm. Numai una n-are somn și zboară din pom în pom, tot chemându-l pe Ion. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Ioane, Ioane, toată lumea doarme, numai eu nu pot să dorm. Dacă dorm mai mult de un ceas, mă trezesc cu mult necaz, mă trezesc cu mult necaz.
îți mulțumesc tuturor. Și-l vede Ion întins cu dorul pe față stâns, cu dorul pe față stâns. Ioane, Ioane, toarnă 100 de grame, că eu nu mai pot să dorm. Ioane, Ioane, tătă, nu te-a doarme, numai eu nu pot să dorm. Gata, următorul. Ce m-a rugat Olga să cânt? Facem hora internațională, foarte frumos. Facem tot. Olga, e ziua tăticului meu. Așa, bine, Olga, la mulți ani pentru tăticul tău și acum vă fac o piesă de tată. La mulți ani, tăticul, să-ți trăiască și toți i-am făcut pentru mamă. Merită și tații noștri câte un cântec. Tata, dacă mă prăjești, am ungnea, dar nu știu dacă te prășești acolo să scrii. Dar și posibil să mă prăjești. Dar dacă ai să mă prăjești mai pe urmă, știi că și netața am cântat. Îi privesc tă, dragii mei, să uit tă, ce postez, plâng, râd cu mine, cu mama împreună. Tata, gata, el e Facebooker și el se pricep în Facebook, el înțelege treaba cum să intre la mine în pagină, cum să pună filmulețele, i-am spus unde să le caute. E tătă ziua asta, fratele Ion i-a dat un planșet de ăsta, cum să zici, tabletă. Și tătă ziua, mama la lungă, Fiodor, avem de lucru, hai că trebuie să faci, e greu singur. Singur, hai, stai să o prăjesc pe Maricuța, Mariuța. Și mai faci Maricuța și ea, și mai faci Maricuța și ea noastră, haide să ne uităm la dânsa. Eu le completez ziua lor, Doamne. E ca și-a apărut posibilitatea asta. Și părinții noștri, știți, tare greu, la vârsta asta e greu să învețe cu internetul. Dar tata a învățat. Tata că atât de informația lui, îi place mult să citească în cărți, dar măi, eu i-am arătat în Google. Fără că scrii cu titlul, poate spui numai cu fraza, să o rostească și găsești toată informația. Și stă și citește tot ziua, îi place, el așa e, pentru toată viața s-o autoinstruit, o citit tare mult. Tata meu e agronom de profesie și pricepe foarte bine tot asta. Tată, eu nu știu de ce nu te-au pus în cântece, tată. Tată, eu nu știu de ce nu te-au pus în cântece, tată. E ca și fratele meu mă prăjește. Și Natalița, noroc la salutare. Ca câte maicuța, ca și... M-am emoționat, frații mei mă prăvesc. Tu ca dânsa ne iubești și ca ea îmbătrânești, și ca ea îmbătrânești, tată. Nai, 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 nai. Acasă România vreți? Hai, după asta vă fac acasă România. Rog foarte multă dedicație pentru frățiorul meu Igor, eu m-a geat azi. Facem, frate, frate, frățioare, numai să nu uit. Rele-n viață sunt de-ajuns, dacă plângi, tu plângi pe-ascuns, tată. Rele-n viață sunt de-ajuns, dacă plângi, tu plângi pe-ascuns, tată. Mai iei câte un păhăruț, dar nu uiți să ne săruți, dar nu uiți să ne săruți, tată. Unii ori mai strigi la noi, dar nu-mi blăm flămâns și goi, dar nu-mi blăm flămâns și goi, tată. E drept, așa? Acum acasă e România, vă fac câte două strofe. Că amuș, vă spun că Mirela repede să plictisește și să mă cheme repejor. Dacă nu mai așa. Cu părere de rău, tatăl meu s-a stins din viață. Condoleanțe, Rodica. Să știi că permanent este lângă tine și memoria trebuie mereu să-ți fie vie. Și eu, Doamne ferește, nu știu, nu, Doamne ferește, nu știu senzația asta când pierzi unul din părinți, dar Doamne ferește, eu nu știu cum o să mă simt atunci. Dar eu așa pentru mine știu și cred că permanent trebuie să-i simți vii lângă tine, că stau lângă tine și te ocrotez de toate relele. Dar voi mă vedeți bine că sunt unică, văd că ești la mine? Mă vedeți până când ghine?
Așa, acasă e România, hai să vă fac. Pentru toți cei plecați în străinătate. Facem? Am găsit altă melodie, nu știu dacă o să pot cânta. Bună tuturor, felicitări tuturor! Hai pentru cei plecați în străinătate! Toți frații mei îți duși. N-am niciun frate aici aproape acasă. Din vremi de mult trecute, suntem un neam de frunte, stăpâni pe-a noastră țară, noi n-am călcat hotară. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroi ce și-află somnul. Vreau să aprind lumina, să văd dacă să mă vedeți mai bine. Nu mi-e bine așa? Altfel, da? Parcă s-a alt om. Împrăștiați prin lume, anele neamuri bune, cu dor prin țări străine, muncesc pentru o pâine. Acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroi ce și-află somnul. Câte două strofe, dragilor, repejor, frate, frate, frățioare, pentru toți care aveți frate și cineva m-a rugat pentru fratele care este astăzi omagiat. Felicitări la mulți ani! La mulți ani, sănătate și să trăiască frații! Frații la putere, frații, 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 să trăiască fericiți, sănătoși și voioși. Frate, frate, frățioare, frate. Mă vedeți mai bine așa? Sau mai bine era cu lumina stânsă? Dar mi-era întuneric tare. Mulțumim, Maria! Mersi tuturor! Mersi frumos, Lucia! Mersi, Adriana! Că ești în Italia și tare duci dorul de casă, Rodica. Frate, frate, frățioare, frățiorul meu cel drag. Ah, mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate. Frate, frate, frățioare, plânge inima de jal. De părinți ce ne-au crescut și doar bine ce ne-au vrut, frate. Multe griji, multe nevoi. Se rupe vocea, scuzați, n-am gândat de mult. Și doar unul Dumnezeu ne păzește de om rău, frate. Multe în viață am pătimit, bunerele am avut, dar un frate dacă ai, e lupți cu mii și nu te dai, frate. Frate, frate, frățioare, frățiorul meu cel drag. Ah, mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate. Ne faci seara mai frumoasă, mulțumesc, Mariana, și voi mie. Cântă inima de jale, de părinți ce ne-au crescut și doar bine ce ne-au vrut, frate. Am un frate, nu am 10, dușmanul ne dușmănește. Și mereu unde n-om fi, doar de bine ne-o vorbi, frate. Auzi, frate, frățioare, când de dor și plâng de jale. Și dau inima din mine ca mereu să fiu cu tine, frate. Așa. Ceva de vaienga, Maria, vrea. Facem.
Dar care anume de vaingă? Желаю, vă fac желаю pentru toți prietenii mei de aici, din virtual. Am și-o găsesc. Îmi ridici dispoziția și mie. Mersi fetelor și tuturor. Eu leac am obosit, dar mă, cât de mult n-am făcut live-uri și leac mi s-a dus energie. Salutări, dragă, te rog, salută și pe sora și cumnatul meu, care împlinesc 16 ani de căsătorie pentru familia Chetrușcă, Ecaterina și Iurie, cred că da? Iurie din America, din partea surorii Anastasia, la mulți ani cu 16 ani de căsătorie, să trăiți, să vă învoiți, să vă iubiți, ca motănașii până la adânci bătrâneți. E bine așa? Am spus cum trebuie? Желаю. Sau curiu, care vreți. Să-ți vă fac și una și alta. Vă fac желаю prima așa pe curiu, că-mi plac, că de mult nu le-am cântat piesele astea. Iute. Солнце ярко светит, и смеются дети, и на рука об руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтобы вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Я желаю мир, я добра желаю, и каждому здоровья от всей души желаю. И мне не надо, надо, хочу, чтоб были рядом любимые и вся моя родня. Ай! Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, и чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Выплачивай, тражи маму ж музыка русалска дапком. Шинкострофа. Солнце ярко светит, и смеются дети, и мы рука об руку идем с тобою рядом, и говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно всем вам говорить. Желаю, чтоб вы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, ой, чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали, чтоб до 100 лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы ваши дети вас радовали. Ай-ра-на-ра-на-ра. Я калан кантат этот. Ирина Круг, вред. Сарду Сату, я тебе приветствую. Лучия. Сарду Сату, я тебе приветствую. Ирина Круг. Хай, кацфак, Ирина Круг. А муж вот чекинти, кацплафак, я цейди, Ирина Круг. Чева де суфлен, да? Вам вред музыка русанска? А муж вас плечи романи мей. Да, романи мей, штиц, к... De nevoie ascult și le place, zic, nu înțeleg, nu, nu pricep nicio boabă, dar atât de mult îmi place de tipa asta cum cântă. Aprinesc așa comentarii. Atât de mult îmi place de tipa asta cum cântă, că o privesc, nu înțeleg nimic, nicio boabă, dar privesc această doamnă când place de ea. Vă mulțumesc, dragii mei români, scumpii mei. E ca fac încă o piesă în rusă de suflet, o să vă plac și vouă. Știți cum mama zice? Măi! Omul, când, dacă e frumos, omul poți să-i pui și un sac în cap, totul e frumos. Așa și voi. Dacă mă iubiți, apa să mă iubiți orice. Poți cânt eu și n-ar cânta, dar să mă iubiți și să mă uit, vă uitați la mine. Apa așa și mama ar avea dreptate, mi-aduc aminte des cuvintele mamei.
Stați că nu găsesc eu aici. Irina Krug. Deși nu ne apare Irina Krug. Stați să găsesc limba rusă. Așa și voi. Pot cânt eu măcar în chineză, dar dacă vă place de mine, poți mă răbdați așa cum cânt. Așa e drept. Amuș să nu... Văd că Mirela iese, ea vorbește acum. Stați că... Stați o leacă să mai pun încă o dată și să mă duc la limba rusă să o caut. Am dreptate eu sau n-am dreptate? Nu plecăm pentru nimic, pot cânta în orice limbă, e ca Ioana, vedeți? Eu am spus dreptate, vă spun că românii mei, dragii mei, mă iubesc cum este. Așa, Krug, stați. Krug. Aici e în limba rusă și am dat în română și nu ne-a apărut și trebuie să găsesc. Am stați-o leacă o secundă și să așteptați ca oamenii vin și eu nu cânt încă. Eh, Maria, cac tu tak mușeși. Ia că am găsit-o. O să vă fac mult dacă ați pot. Se încurăță o leacă glasul. El se rupe mâna gândat de mult. A dușa balet. Irina Krug. Este soția unui interpret din Rusia care a fost omorât și ea a rămas să-i cânte toate piesele. Ea nu era cântăreață. Ea a lucrat într-un restaurant chelneriță și el a luat-o în formație la ei, ea le călca cămășile. Și odată solista back vocal sau nu știu cine lipsea și ea știa toate cântecele pe de rost. Și au cântat cu el odată pe scenă și de atunci a devenit soția lui și se iubeau mult. Зазвенели голоса вдали далекой, будто кто свою подругу потерял. Что же ты меня оставил одинокой? Почему меня с собою не позвал? За широкие поля с высокой рожью почему не поманил меня тайком? Я пошла бы за тобой по бездорожью, я пошла бы за тобой и босиком. А душа болит, и болит, и болит. Где ты? Сердце говорит, говорит, что тебя нет. А по вечерам голоса, голоса в поле плачут о моей и твоей доле. Затуманила глаза погода злая. Ты однажды отступился и пропал. Видно, доля у тебя была такая. Почему меня с собою не позвал? А душа горит и болит, и болит. Где ты? Сердце говорит, говорит, что тебя нету. А по вечерам голоса, голоса в поле плачут о моей и твоей доле. Mult n-a repetat. Da, se poate un cântec de doctor, pentru doctor, neapărat. Mersi frumos că vă place. E grea piesa asta. Eu de mult l-am cântat și vocea mi s-a așezat și ea se rupe amuie din și în și. Să văd doctorii unei tonalitate. А душа болит, и болит, и болит. Где ты?
Сердце говорит, говорит, что тебя нету. А по вечерам голоса, голоса в поле плачут о моей и твоей доле. C'est la vie. Eu am live-uri de Krug la mine în, în profil. Mersi frumos că vă place. Doctor, ia să văd tonalitatea, dacă e bună, dacă nu o să cânt. A, nu este. Am să încep de la început. Este și dumneavoastră. Așa. Dragomir, Valentin Dragomir, pentru toți doctorii care acum și care au luptat și luptă. Ne închinăm până la pământ pentru voi, pentru cei care faceți tot posibilul și luptați acum în sudoare, că e cald foarte și îmi dau seama cât este de greu. Ai ochi blânzi și ai cuvântul limpede și răspicat, strâns legat de jurământul fiilor lui Hipocrat. Ai griji multe permanente de durerea altcuiva, și când nu-s medicamente vindecă doar vorba ta. Și când nu-s medicamente vindecă doar vorba ta. Astăzi vreau să uiți de toate, doctore. Mă închin de sănătate, doctore. Sănătatea ta uitată, doctore. Azi e ziua ta, măi tată, doctore. Dar astăzi vreau să uiți de toate, doctore. Mă închin de sănătate, doctore. Sănătatea ta uitată, doctore. Azi e ziua ta, măi tată, doctore. Vreau să scriu tonalitatea. Fruntea-i clocot, ochii-n gheață și nici când nu poți uita. Viața, moartea, dacă ia o viață, mușcă și din viața ta. Miez de noapte mergi acasă, undeva într-un cămin. Nici tu casă, nici tu masă, chin străin și propriu chin. Nici tu casă, nici tu masă, chin străin și propriu chin. Astăzi vreau să uiți de toate, doctore. Mă închin de sănătate, doctore. Sănătatea ta uitată, doctore. Azi e ziua ta, măi tată, doctore. Dar astăzi vreau să uiți de toate, doctore. Mă închin de sănătate, doctore. Asta este. Sănătatea ta uitată, doctore. Azi e ziua ta, măi tată, doctore. Bună seara tuturor care mi-a intrat acum. Sănătate tuturor și multe puteri în continuare. Eu atât de mult vreau mai repede să termine virusul ăsta, să încep să mă duc la surprize. Mi-e dor. Dar nu pot să risc. Vă dați seama că voi merge iarăși prin toate localitățile, prin sate. Eu am copilaș micuț și nu vreau să... Tare multe oferte am refuzat. Este una când nu ai copil și știți cumva, dacă este copil, eu sunt mamă responsabilă, eu în primul rând rămâne copilul și sănătatea ei. Mă gândesc în primul rând la dânsa, amuia nu se merită să... Nu trebuie să ajungi în spitale, că Doamne ferește, mai bolnav vii înapoi, înțelegi? Să trebuie de păzit. Mulțumim la toți medicii din lumea care luptă zi de zi pentru binele nostru.
Am și eu nepoțică, astăzi are 9 ani, te rog, Maria. Am și eu nepoțică, astăzi are 9 ani. La mulți ani, da, cunosc piesa asta. Vocea un pic mi s-a rupt, mi s-a așezat, scuzați, n-am cântat de mult așa de mult. N-am cântat de mult așa de mult. Țineți minte mai înainte când facem des de live-uri și atunci vocea mi era ruptă, adică gata, obișnuită, dar mă dăm, dacă cânt o leac mai mult și nu și vorbesc, încep a obosi. Așa, am, stați, nepoțică. Îmi place piesa asta cu nepoțica. Asta ți-o găsesc. Deci aș mai... Mă mai odihnesc. Așa, mă, și mă duc la Mirela, mai stau câteva dedicații, vă mai cânt. Posibil mâine sau duminică să fac live-uri cu recitaluri de poezie. Iată, cineva mi-a amintit că îi dor de poeziile mele în recitaluri. Da, următorul live va fi recital de poezie. De fapt, azi trebuie tot să-l fac, da? Da, vă cânt ca să vă ridic dispoziția. Dar mâine, tot datorită faptului că pagina mea are 3, mâine sau poimâine, are 3 ani, vă dedic un recital de poezie neapărat, din acestea mai noi, ia să mă fac. Stați că nu găsesc. Nu găsesc nepoțică, unde nepoțică, aici nepoțică. Nu știu cum am scris-o eu nepoțică, sau am și eu nepoțică. Știu că o cântă Lozanciuc, pare mi se. Ah, da, Lozanciuc, am găsit-o. M-am spus că am găsit-o. Mă sunt bine cu voi și chiar am început live-ul cu dispoziție. Apropo, am făcut și un filmuleț aparte, v-am dedicat vouă un cântec special pentru să vă mulțumesc la toți pentru toată susținerea voastră și tot ce ne-ați dat și ne-ați spus. Și vreau să vă invit și pe Instagram, eu postez acolo în story zi de zi. Link-ul, iată, este aici jos, vedeți unde am fixat eu comentariu, intrați și pe Instagram, susțineți-mă că eu acolo postez cum fac mâncare, cum mă machiez, cum zi de zi ce facem cu Mirela, cântăm, dansăm, activități, interesant fac. Intrați pe Instagram, încă o dată vă invit. Link-ul e jos, acolo este link-ul și la YouTube. Apropo, am 3000 de urmăritori și abonați și pe YouTube, da, mă, Ighine. Au și bunei nepoței și se bucură de ei mai. Da, eu am o nepoțică dulci ca o florișică. Ne-o adus-o Dumnezeu, îngeraș, îngerul meu mai. Dragostea părinților, sprijinul buneilor mai. Da, la mulți ani, mulți ani trăiască nepoțica să-mi florească și părinții lângă ea cu bunelul alăturea mai, cu bunei alăturea. Ho! Iată! Nepoțica și pentru Mirelu să mi-a stați că muși mă cheamă șefa. Când s-a născut nepoțica, a întinerit bunica, iar bunelu-i bucuros, dar îi fudul ca un cocoș, măi. Numai cam tristă bunica, noi să amână nepoțica. Îngerașul Domnului, sprijinul bunelului, măi. Dar la mulți ani, mulți ani trăiască nepoțica să-mi florească și părinții lângă ea cu bunei alăturea mai. Ia! Ha, 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 ha. Amuș mă tragi la socoteală, dar cum? Șefa, șefa, eu așa-i spun. Șefa, bosul. Uite așa. Sâlanu. Aici e pentru dans. Gata, am obosit. Mai stau un pic și... Am obosit. Dați încrezare, greu. Să laud toți bunei ca un nepoț și-s băieței mai. Spun că nepoțăilor
sunt în viață ajutor mai. Stați bunei și ascultați, degeaba vă lăudați mai. Nepoți ca tijălești, te mângâie și te crești. Da la mulți ani, mulți ani trăiască, nepoți ca să înflorească. Gata, am obosit. Am obosit. Vă mai cânt încă o piesă, două. A, ia ca Mihaiță vrea bate toba Mihaiță. Bun, hai, bun, că este un urmăritor fidel. De fapt, apropo, și dumnealui scrie versuri, dar m-a susținut, iată, foarte mult. Și Petri Văcărelu și domnul Mihaiță Nicolae Văcărelu, doi Văcărelu, din România, iată, foarte... V-am mai spus eu undeva că bărbații din România... Așa niște cuvinte dulcești poți spui, Doamne, ti, un cunieri. Da, sunt alții, dacă ti eu la prășit. Doamne, ferește, mai mari cuvinte murdari la bărbați români n-am auzit. Ei, așa noștri pot ghiri, ei, nu-i pe asta. Dar bărbații români au ceva specific. Când te înșiepa măgulii cu nieri și cu unt. Ei, ti tochești ca picenica în lapte. Tare puteți voi frumos vorbi. Așa, hai, bate toba, Mihaiță. Și așa că mulțumesc, iată, și zice cineva că pe asta o susțin numai femeile părăsite și bătute de soartă și numai de retardatele și nebunile o susțin pe asta lui Ciorici. E că am și susținători și bărbați și am și oameni întregi la cap aici. Toți sunt întregi la minte și la cap. Nu sunt întregi aceia care spun așa cuvinte, așa? Așa că mergem mai departe și nu ne uităm la nimeni. Eu nu trag atenție la așa comentarii, dar ele rămân aici la mine în sufletul și în căpșean. Nu le uit eu așa cu una cu două. Și ele știu de asta și ne scriu, înțelegi, știu cum afectează. Dar eu merg mai departe și când nazlovsem în ciuda tuturor și facem și frumos. Hop! Iactă-l! Bati toba Mihăiță, fă din ochi la mândruliță. Bati bine toba mare, că la noi e sărbătoare. În joc lumeasă avântă, unde-i veselie multă. Răsună toată Moldova, da, Mihăiță, bate toba. Hai, Mihăiță, scoate toba și dă-i foial. Ia așa. Ia ca să începe veselia, măi, oricum vă trag niște bătute, stele verde. Stați. Cam grăit într-un ceas, stați, coșerul ceva, fata mea. Zile întreg, nu-mi place să petrec, nu-mi place să petrec. Să cânt lumii cu noroc, hai, intrați cu noi în joc, jucați hora mai cu foc. Bati toba, Mihăiță, fă din ochi la mândruliță. Bati bine toba mari, dacă la noi e sărbătoare. În joc lumeasă apântă, unde-i veselie multă. Răsună toată Moldova, da, Mihăiță, bate toba, băi! Ia că vine lumea, eu vreau să mă duc, dar e vine. Mirela a cerut să-i dau cocoșii și i-am dus, i-am făcut înainte de asta, știu că îi place. Ia! Ha, ha, ha. Am ca numai decât. Mergem înainte. M-a făcut pe mine Astianu? Eu m-am făcut pe mine și voi. Omul cât trăiește în lume, tot muncește să adune, tot muncește să adune. Lăsați grijile deoparte, cât mai sus paharul, frate, să fie cu sănătate.
Omul cât trăiește în lume, tot muncește să adune, tot muncește să adune. Da, cât mai sus paharul, frate, să uităm de, să mai bem de sănătate. Bate tova Mihăiță, fă din ochi la mândruliță. Bate bine toba mare, dacă la noi e sărbătoare. În joc lumea să avântă, unde-i văsălii, veselii și duc eu văsălii. Am o încântat pentru Mihăiță, am o cântăm pentru Vasile. Ia să văd eu câți Vasile avem aici. Vasile, soț Vasile, frate Vasile și copil Vasile. Vasile, piesa e pentru voi, ia să vedem cine e aici Vasilei. Vasilei să iasă amui în Iana la Lunină, să-i vedem tăți. Soții, părinți, frați, tată Vasile, să vedem cât de mulți sunteți aici. Și câte o distribuire răpejor. Surioară, surioară, bine, bine am să fac, Elena. M-o trimăs mămuca în sat, să joc cu badea Ignat, că-i din ea bună, dar și bogat. Mai șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Dar eu jocu și ne-i place, nu știu mama și ne-a faci. Acasă când mă-i întoarci, șa-la-la-la-la-la-la-la. Zi, Vasile, zi, e tot așa soții, că așa-i place inimii măi. Zi, Vasile, tu, că amu, iamu, și ne-și draca sufletul măi. E ca să trăiască Vasilei, ia uite, bunel a fost Vasile, soțul meu e Vasile. Vedeți câți Vasilei avem? Bădița eu nu-i bănos, nici să ține că-i frumos, dai din am voinic și omănos. Măi, șa-la-la-la-la-la-la-la-la. Că nu-i frumos și în să ține, dai frumos cu istăghine, ia ca unde, dai ia ca vine. Șa-la-la-la-la-la-la-la. Zi, Vasile, zi, e tot așa soții, că așa-i place inimii măi. Zi, Vasile, tu, că amu-i-amu, și ne-și draca sufletul măi. Zi, Vasile, zi, e tot așa soții, că așa-i place inimii măi. Zi, Vasile, tu, că amu-i-amu. Măi, eu mă uitam, eu nu știu, poate n-am observat, dar n-am văzut niciun comentariu urât. Negativ. Doamne ferește că n-am început să fac live-uri pe... să povestesc ceva, măi. Pe Facebook. Prima dată am început a face live-uri cu dedicații de astea. Doamne ferește, eram făcută de ou și oțet și numită și înjurată și de femei și de bărbați. Orică eu i-am blogat pe tăți. Orică ei îmi dam le place de mine, știi? Oamenii, știți, nu vor... Așa este în psihologia. Omul e că el nu vrea să accepte nou. Nu că noul, cineva care încearcă ceva să facă, sau să apară, sau să afirme ceva, ceva, apăi răbde cu șocanile în cap, știți? Dar eu mă uitam, eu chiar, nu știu, ați văzut vreun comentariu negativ, e că cât stau eu tot cu voi și tot e pozitiv. Vă mulțumesc foarte mult, că eu doam, parcă am mai făcut și eu curățenie, am mai blocat. Sau ăștia care dăm negative și așa înțeles, ei, dă-o la asta pașii, nu-i mințic nic, ei nu reacționează la comentariile noastre. Dar mai înainte, Doamne, țineți minte primele live-uri mele? Și plângeam și am vrut să renunț la pagină din cauza că am fost tare jignită și jignem, Doamne ferește, ce am avut. Chiar mi-aduc aminte, dragii mei, uite, prin câte am trecut. Și uitați-vă ca să ajung acum. Și lumea să mă admire și să mă iubească așa cum sunt și să mă accepte așa cum sunt. Și uite, nică jigniri. Am ușa, stai că am spus într-un ceas rău, am ușa, deț, stai că am ușa, o prânesc, am ușa. Dar am vrut să vă spun că atunci... Ia că un Vasile a apărut. Vasile, ți-am dedicat cântecul, ai auzit? Asta am vrut să vă spun, că de la început e greu, deț, până te afirmi, până apari, până... Cu toate că era tare mult susținere și atunci, nu zic. Dar uite ce înseamnă, vedeți? Amuia e curat tot. Mersi foarte mult și vouă tuturor celor care
Voi îi invadați pe și câte cuvinte scrieți de bine, ia să-i acoperiți pe toți. Așa, și am promis eu. Că am uitat, da. Și am promis eu, și am... Și am promis eu, și am promis, și am promis. Că am uitat, spuneți-mi, și am promis să cânt. Vasile și... Sau n-am promis nici să cânt. A, stai. Stai, să ne ducăm. Am uitat. Ia, amintiți-mi. Zamă de găină, vrea. Hai că facem zamă de găină. Am promis ceva să cânt și am uitat. Hai, zamă de găină. Jos pălărie pentru femei vreți. Hai că nu l-am cântat azi. Hai că în zamă de găină mai. Văd că Mirela mai are răbdare. Eu uleac am obosit, dar vă cânt în colecțică. Nu-i nici târziu tare, cu vecinii n-am probleme, de tot am tratat mai devreme, să n-am probleme cu vecinii, știți voi data trecut. Că nu le tropă în cap, dar oricum vor liniște totală și să facem eu la ora 11 și trebuie nici să nu se audă prin casă. Se le vii. A, surioară, da. Hai! Hai că după asta, surioară, încercăm. Și după asta și-am promis. Iute! Hai, hai! Mândra care este drag, buză dulce și ochi de frang, o întreb dacă știți fac, zamă ca să-mi plac. Ea îmi spune că-i grăghet, că fac și ouă prăjit, hrana nu ne-o mai tihnit și m-am înțănit. Vreau o zamă de găină și o nevastă gospodină, pricepută la gătit, dar și la iubit. Să facă zamă gustoasă, ca la mama mea acasă, să-și asculte mult bărbat, să n-asculte satul. Dacă mă îndracoaș pâine, să știi că mă zor de mâine, din fa și zamă de pui, azi mă zor și vorbă noi, măi! Să vă învățați să faceți zamă de găină? Cu smântână? Hai! Altă mândră știu colea, măritată să tot vrea, ce că știi îmi faci îndat cu varză murat. Borșul ia cruș sărat, mândra nu-i de măritat, hai că azi mi-a trecut sat, nu mă e nici dracu. Prea o zamă de găină și o nevastă gospodină, priceput la gătida și la iubit. Să facă zamă gustoasă, ca la mama mea acasă, să-și asculte mult bărbat, să n-aude satul. Gura lumii mult îi spune cu suratul nu-i de glume, gospodin, așa cum vrei, acum de un soiei, măi, ha-ha! Ia că lumea vine la nebuneală, băi, la veselie, băi! Ia-te-l-o! Ia! Am ușa fac răpid. Hai, hai! O mândruță mă iubește și mă tot cheamă la pești, cu măligă și moșdei, mănânci vrei, nu vrei. Mămăliga nu-i gustoas, cu-i cu boțuri și bățoas, voi găsă din ochii mei cu peștile ei. Vreau o zamă de găină și o nevastă gospodină, preșepută la gătit, dar și la iubit. Să facă zamă gustoas, ca la mama mea acasă, să n-asculte mult bărbat, să n-asculte satul. La mine caută o leac măghine din atâtea mândri fete, ai zgăsăși tu măi băieti, băi, ha-ha! Așa ne-a dansat! Ia! Ha! Uite ultima strofă despre și... Hai, hai! Doamne, dă-mi o nevastoic să-mi facă zamă de puic, cu mărunt în poc și cu ochii în foc. La vecină am fost aseară, m-o hrănit cu o zămușoară, gătește mâncarea leas, mi-am găsit nevast. Am nevast, cum vreau eu, face tot pe placunel, priceput la gătit, dar și la iubit. Pune de toate pe masă, ca la mama mea acasă, și-mi faci de tătu... zamă de găină, bă! Și-mi faci că-i gospodină zamă de găină. Mersi frumos! Nebuneală, bă! Surioară, surioară, hai să cântăm. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești... Pentru cine aici cântăm noi, surioară? Asta să văd tonalitatea. Mă lea cu vocea în soașa, da, am primit cum este, până când Mirela îmi dă voie, că bosul ei, șefa ei, ne spune nea când se închid gura. Ia să vedem. Să începi sonul. Frumoasă piesa asta. Vă invit la dans, dacă se poate. Cum are drag? Dacă nu mă ardurei chișorul ăsta, aș trage tropăietă.
Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioarele să vă trăiască! Mulțumesc frumos, frumos, frumos cum să țineți! Mi-a dat Dumnezeu o soră pe pământ, mi-e aproape și-mi știe orice gând. La rău și la bine eu de m-am aflat, a fost lângă mine și m-a ajutat. Mi-a dat Dumnezeu o soră pe pământ, mi-e aproape și-mi știe orice gând. La rău și la bine eu de m-am aflat, a fost lângă mine și m-a ajutat. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Jos pălăria pentru femei, face! Îmi place când cu este așa niște cum ei țica, țica, ei țica, 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 ia, ia. Mama ne-a învățat mereu să ne iubim și orice avem noi ca să împărțim. Una lângă alta noi am fost mereu, surioară ești dar de la Dumnezeu. Mama ne-a învățat mereu să ne iubim și orice avem noi ca să împărțim. Una lângă alta noi am fost mereu, surioară ești dar de la Dumnezeu. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Hai jos pălăria pentru femei! Ei! Ei, și pentru mine piesa asta. Și pentru toate femeile care sunt ca mine. Care au trecut prin... Și aici am trecut și eu. Mama lui de viață. De unde să știi, băi, când... Te iei cu cineva... Că nu mi-e omul ăsta să... Așa de tare să trăsnească în cap. Scuzați că vorbesc așa. Atât de tare să te... dezamăgească. Că nu știi, nu știi cum să-i ghișești de la început, care să iei. Ia! Da, trăim ca să ne învățăm. Știi, în fiecare lecție trebuie să luăm o concluzie. O, femeie, ce ești tu, femeie, ești și apă, ești și foc. Înger și zână, roabă și stăpână, ești de toate la un loc. O, femeie, ce ești tu, femeie, ești și apă, ești și foc. Înger și zână, roabă și stăpână, ești de toate la un loc. Jos pălăria pentru femei și dați-i femeii ce este al ei. E mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. Soție, prietenă, mamă, ce tace, ascultă, ia seama. Dar mai presus de orice e o doamnă.
așa femeile sus. Stele verzi. Eu obosesc, știi, când obosesc și apoi mie se deschide a doilea aer. A doua energie, a doilea baterie. Mai caldă ca vara, mai dulce ca vioara, doar femeia poate fi. Mai sus ca povața, mai dulce ca viața, doar femeia poate fi. Mai caldă ca vara, mai dulce ca vioara, doar femeia poate fi. Mai sus ca povața, mai scumpă ca viața, doar femeia poate fi. Jos pălăria pentru femei și dați-i femei ce este al ei. E mintea și sufletul tău, e tot ce vrei. E grea piesa asta, e foarte, are niște melismatici. Ce tace ascultă, ia seama. O melodie la mulți ani. Ia să vedem. Dar chiar că eu n-am cântat la mulți ani trăiască azi. Ia să vedem, este așa ceva. E că așa eu am fost și așa să fiu. Stai că sunt multe la mulți ani azi, dar care eu știu. Iectă! Asta mă tine coște. Nu, nici asta nu știu. Iectă la ăsta, știu, de ursul. Sănătate, dar mă-și vedem tonalitatea. Trebuie să dăm mai jos deodată, deodată vă spun că trebuie să dăm mai jos. Foaie verde ca sacara, opșa, da, hai noroc și bună seara, băi! Ia să vedem dacă se primește. Am ușa vedea dacă pot tonalitatea corectă. Nu mă strigă, fata. Ia! Ne faceți seara frumoasă, dragii mei și voi mii. Azi vă cânt mai des. Eu nu doream să cânt, că sufletul meu era foaie verde ca sacara, hai noroc și bună sara, n-am luat drept, da, hai noroc și bună sara, da, gospodar din toată țara. Stați, eu tonalitatea că lumea am și ne-am dramuia nouă pe live, zic și icon. Felicitări, sănătate și mult noroc, e că des vă mai citesc și a scris până găsim tonalitatea. Dar de aici scriu care e tonalitatea corectă aici. Pentru fetița mea azi ziua de naștere, fata mami, facem, Tania. Dar nu știu cât, am uși, stai la mulți ani. Foaie verde ca săcara, hai noroc și bună sara, i hai noroc și bună sara, gospodar din toată țara. I-am venit cu bucurii să petrecem împreună, am venit cu bucurii să cântăm în veselii. N-am luat drept. Ei, la mulți ani cu sănătate. Trebuie mai sus. Dar decât toate, la mulți ani cu voi bună. Dar anul poate să ne fie, băi. Mulți ani cu sănătate, că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie, anul poate să ne fie. Gata. Altă dată să repet eu, tonalitatea să o iau corect. Așa. Mersi, Ștefan. Așa, am spus fata mamei. Mi s-a înfundat nasul, nu înțelegi, și cum vă arășesc, doamne, firește.
că stai să... Fata... Fata... Fata mami... Și când că este apărut noi? Fata mami Raisa Eva. Că trebuie să o învăț. Despre fetele să învăț când și băieți. Să o învăț și când chestia. Fata tati, fata mami de la Zanciuc. A, nu, de țopa. Trebuie. Gata, eu am obosit. Vă mai fac două felicitări și mă duc. Dam și glasul mie așa zadi tot. Asta e ultima dedicație, ultima, nu mai pot cânta, decât să-mi forțez mâinina să am voci pentru live-ul de poezii. Vă fac, vă promit un live de poezii. De fapt, trebuie... Pagina mea se axează pe poezii mai mult. Trebuie să fac un live de poezii. Dar eu am vrut să vă ridic o leagă dispoziția și vouă că avem dispoziție și eu bună. Și zic, așa, uitați-vă, link-ul este pus, intrați pe Instagram. Acolo mă vedeți zilnic și fac eu cu Mirela, toată ziua postez în story, o grămadă filmez, dar filmez și fac Instagramul meu, intrați, link-ul e pus, intrați și pe YouTube, acolo jos e link-ul, atât unde o găsiți. Mergeți și pe YouTube, știți și acolo că nu știi, știți cum, trebuie să știți tot. Multe cântece mai sunt pe acest pământ, dar din toate câte sunt, una aș vrea să-ți cânt. E legat de al tău nume, cel mai drag din lume, și de chipul tău curat, blând și luminat. Fata tatei, fata mamei, cel mai dulce și mai scump copil. Bună seara, tată! Fata tatei, fata mamei, o prea frumoasă floare de april. Ia că ați nimerit la timp. Trece timpul, e grăbit și neostenit. Un copil să-l crești cu dor nu-i deloc ușor. Îți dorim doar fericire și multă iubire. Să-ți ajute Dumnezeu, de-o să-ți fie greu. Fata tatei, fata mamii, cel mai dulce și mai scump copil. Unde-i mama? Ha? Ia stai să te aud. Hai spune încă o dată. Zbucim-o sufletului nostru, eu chiar că-i drept. V-am zbucimat sufletul tare, eu vă știu, tată. Nu știu ce să faci, viață, n-ai cutru. Noi ne primim așa cum este. N-ai să faci. Ce faci? Da, și fac, ia ca cânt la oameni. De mult v-am chemat să stăm împreună, să priviți live-ul. I-am sunat la mama, mama a venit acasă. Acolo, ce ești? Ne-a spus, am sunat, ne-a răspuns. Eu te-am sunat mai devreme să privești live-ul. Fata, tati... Ai făcut mâncare, tata face mâncare, el e bravo la noi. Faci mâncare, o prinești, o așteaptă pe mama cu mâncare. Dar ce mâncare ai făcut? Da, gata. Macaroni pe flotski. Ia apasă că nu te vedem. Te vede o lume întreagă pe Natalia-mu. Știi că e ca tare multă lume pe nea tati simpatizează. Tare au zis că le place nea tale cum ești. Le place cum glumești. Ca un bătrân. Ca o, nu mai ești bătrân. Care a trecut o viață delungată împreună cu mama. Ne bucurăm de viața noastră cum a fost și cum este. Mulțumim lui Dumnezeu. La greu și la bine împreună, tata, niciodată n-am... Mergem mai departe, ia că ne ocupăm cu legume, dar mă, îs frumoasă, în tepliză, am pus legume, înfloresc,
Am și o pătlăjicuță, miticuță, am văzut acolo la Ai, un ai curcan. văzut o pătlăjicuță, miticuță? O roșie eu văzut. Și auzi, tată, dar păi ați scos pelicula de pe seră? Nu, nu, acolo nu duc, acolo cresc piepene, dar mă sunt 5 frunze. A, sunt 5 frunze la... la... Da, la curcă, la curcă. Dar mă îi leg vreau acolo. Acasă, tată. Îți soară că ai soare. Vreau acasă. E, bă, cărășii, patlăjel de coaptă, piepene, cărășii. De duminica mare, de 13. De 13 de zonia ta, eu am spus, am promis că ați vin de zonia ta, le-am spus. Am spus că pregătesc o poezie. Pregătesc o poezie pentru Mureș. E ca lumea îți spune, ce tată scump aveți, să vă trăiască părinții. Multă sănătate părinților. O, Roșca, Tatiana, au spus că vrea și ea macaroane pe Floțchi. Oi, stare cu soasă, cu ceapă, cu tomată cu pasă de tomată, cu... Ia povestește-mi tale tot așa cum le faci, cum le pregătești, așa mai pe scurt, hai. Păi, sticele lungi. Macaroane lungi, aha. Le-am rupt, am încălzit apa și am pus-o searpă, fierbinte acum. Spune cum pregătești prăjala asta. Ei, ceapă. O tai cu ulei, o tai, o prăjești, iar pe urmă dau pastă sau sop de tomată, pastă de tomată. Pastă de tomată. Și culoare frumoasă, pe urmă tot asta tot acolo. Dar mie îmi plac macaronile astea. Tare îmi plac macaronile astea, tare așa, e tot muia să la regim. Și? Zbune. Zbune? Și le pun și o aștept pe mămica să vie. Și mama stă, vine flămândă și mănâncă cu poftă, așa? Mai, mai erau câte o călceavă, dar ne fiem înainte. Niciodată nu v-ați trădat și nu v-ați lăsat unul pe altul. Ei, cum? Sunt copii rușine. Da, corect. Viața e... Amuia, nu se uită că sunt copii, n-au, înțelegi, copilul nu îi oprește. Așa, cu genitorul meu, așa. Generații de care uniunea duce mult în educația populației. E ca spune Eduard și un păhărel de cel roșu curat de vinișor lângă macaroane pe Floțchi. E bine, nu mai decât. Nu mai decât. E ca spune Marina, împărțiți-vă și nouă macaroane. Valeria îți spune ce părinți frumoși ai să-i păzească Dumnezeu. Multă sănătate părinților, Svetlana. Auzi? Na. Numai văzdușnei poțului, numai mirusul poți să vă închipuiți. Văzdușnei poțului, vă transmitem sărut. Și mirusul, da, văzdușnei poțului cu tot cu mirus de magarmani. Da, ăsta-i tata meu, dragii mei. Noi așa, ia că eu într-așa, așa am crescut. Tata când era o leacă mai tânăr, era mai sever, el, educație, dar păi am crescut oameni. Era, amuia s-a făcut așa tare, el sensibil, dar era sever și o mai ocără pe mama așa. Mama, uau, Doamne! Uau, uau! Da, la pirmă și ușă vine așa niluie. Da, amu, dar mama pe netate ocărăște de netale, mă. Așa? Unul la unul. Da. E că Natalia zice că și ea vrea acasă. Eu am cântat până acum. Dar tu ai ceva de băut, mă întreabă Roșca Tatiana. Chiar n-am nică, dragii mei. Nică n-am. Am făcut tort și ala, dar trebuie să mă duc până jos la magazin să fac șampanie, dar m-am să cumpăr o șampanie, dar am împărțit tort la vecini. Cam, am dat comandă tata de un tort, n-ai văzut fotografie?
Am scris acolo Maria Ciorici, poezie și muzică, ca pagina mea, unii tante și privește filmulețele mele. Am lucrat în livară, grădina, am udat ustroi așa frumos, are nou frunză, are gros, ca de aici, mare. Tata, dar nu te Asfalt, obosă, nu te obosă tare, bun? Dar păi dacă eu mă lăsa pe tânjala, păi gata, asta e moartea. Dolcov, period! Ia n-arată fotografia aceea, uite, din spatele la tata, e o poză cu mine, eram clasa întâi. Arată așa, dar să focusez așa, să vadă ghini, ia mai aproape, dar atent să nu cadă. Ia să nu cadă. Nu cadă. Mai bine, cumva, rău să vede. Ia încă o leacă mai aproape, tata. Da, până... Așa. Rău prinde. Acolo eu cu părul blond. Înseamnă că mirie la leac. Nu, rău se vede, tată. Nu se vede, Guinness. Lușește de la... Lușește, da. Da. E ca mult spune... Valeria spune, ce suflet frumos. Îmi aduce aminte de bunei. De bunel, de bunei. E ca Petre Văcărelu din România vrea și el o porție de macaroane. Da, băi. Doamne. Numai decât aici se moldonezi cu haz, cu năcaz, cu gustoasă. În casă ceva noi bem după macaroanele lui tăticul tău, domnul povar, zici Tatiana. Și eu văd mulți care vor acasă, tata, tătăță să plecați în lume. Stați că s-o întors. Doamne... Cam ce e Moldova, că nu plouă, dacă ia să-i... Nu plouă. Nu plouă și virusul ăsta nu se termină odată. Greu de o șchioapă că a crescut și a făcut un schimb și așa de bății patru boabe și așa. Și oamenii întorc grâne, nici nu știu ce fac. Apas să te vedem. E beda. E beda. Eu ca apasă să te vedem. Apoi că eu le-am povestit amul la urmăritorii mei că Neta ești agronom și îți iubești... Știi și le-am povestit că Natalie, ești agronom și îți place mult să citești, îți place mult să citești. Găsești pe YouTube diferite informații și despre medicină și... Ia spune cum... Acum e așa omul trebuie să fie, să pui mintea în mișcare toată vremea, că dacă nu pui, apoi te iau, te atrofiez și încolo la... Te atrofiezi. Trebuie... Mișcare și gândire și mântitoare, ciorul așa pe prâșă, vreau. Autoinstruit. Te bucur de munca pe care ai depus-o și îți aduce o plăcere. Bă, iau și patajele a crescut. Dar vezi, tot tare să nu te obosești, tata, și nu sta în soare mult. Nu stau, e așa, când sunt, când am odihnit, ia acum. Bun, macaroanele făcute acasă tare sunt gustoase, mai ales pregătite de părinți, spune Rodica. Bună seara, Rodica ce? Care? Rodica Moscaliuc, mai tin că e în Rusia, da, Rodica? Natalia Moldovan și bunelul meu a fost agronom, e ca Natalia e vecină de aici. Salut, Natalița! Da, tata meu, toată viața, el a fost îndrăgostit în pământ. Bun, tata, hai, eu am și tot termin live-ul, mă duc și cu Mirela. Hai, transmit, și dorești să transmiți mie ta un mesaj așa la urmăritorii mei? Nu, și pot eu să spun. Să fiți sănătoși cu speranța în viață, în viitor, să nu cădeți jertfă la nevoile astea. Dați într-o parte, pășiți mai înainte și țineți-vă dâți. Omul de care credință în Dumnezeu, în sine, în tată, în mamă, în frate, a pus speranța lui să mărește de a birui toate nevoile astea care sunt pe pământul ăsta, care apar. Iată care. Nu vă dați bătuți. Cuvinte de aur, tata, să știi că ai mare înțelepciune, tata.
Părinți, părinți scumpii noștri, părinți, târziu înțelegem că sunt niște sfinți, Tatiana a spus. Of, scumpă, transmiți așa niște sentimente aproape de casă și chiar mii la mii de kilometri. Natalia, hai să vii acasă, ne vedem. La mic, Iurie spune, la mine tăticul tot pregătește gustos mâncare. Eu când fac un boș, apoi aici care vin aici și mănâncă, dar cum? Dar netal faci tare mult, pui multe buriene, da? Da, în primul rând pun toporul sau șerghi. Simți umorul lui tata Nuză. Cum faci porșul? Cum? Pui șerbă toporul? Da, șerbă și mă tăi de ceas toporul și-a plătit să o dau tăti ingrediente. Și pus mie. E că simți umorul lui tata s-a păstrat aici. Este într-o poveste rusească, așa, care cu borșul cu toporul, așa? Sau cum? Da, basnia, da, sau cum? Da. A, știi și care e ideea principală? Numai dorință și să faci mâncare, dar o găsești din și să o faci. Ideea principală e aceea, că dacă ai pus șerg ceva, trebuie că o să adaugi. Să adaugi, să adaugi, iată și toporul este așa, că începe a face poate. Începutul, nu pornirea. Nu, da, nu e anume toporul apoi. Asta e sensul că dacă ai pus ceva la șerg, o găină, o cucoșă, da? Dacă nu spun toporul, apun și de bătaie. Da, e ca Olga zice, Olga Drăguțan zice, o, borș roșu din topor, faci mâine. Da. E ca Rodica care a spus... Chiar nu mai pui topor, nu asta, ori pui o pasăre, ori pui o bucată de carne, dar dacă nu e nici așa, ai pui toporul și așa. Păi, dar asta metaforic, am ușa, cineva a screadă chiar, știi, a screadă chiar... Punem topor! Nu, dragii mei, asta așa, vorbind metaforic. Asta e din folclor rusesc împrumutat cu toporul. Sau este și la România, iată, nu știu. Da, Luminiță. Folclorul moldovenesc, el e legat cu slavianii. Așa că... Da, da. Iată, îi spune Luminița. Maria, e exemplu de la tăticu. Mulțumesc, Luminița. Să vă dea domnul mult sănătate, Ștefan, zici. Eu tot mă doresc sănătate, să întâlniți oameni la locul lor, ca să vă fie bucurii, să nu vă puteți dispărți de așa omea, că nu pot și gata. M-a supărat de iar mător la dânsul, îi dragi nisul, nu vedea că trebuie să-i construiți atârnarea și viața. Deci, ce știu după ceva, de acolo îi pus în suflet că ți-i dragă de omul ăsta și păi te îmi pasă înapoi, mai încolo, încoace și pe răț înainte. Aici este principiul vieții altfel. Toate greutățile sunt, te superi, că și e nu, că și e nu, că și e copilul și ăla e rău, rău. Se bun, preadoleți, cum spune răsul. Strecem cu bine, tata. Bine, e ca lumea tare te laudă aici. Tăticul tău este un izvor din înțelepciune, Valeria zice. Nu, dar păi eu te dă până la 78 de ani, trebuie ceva să rămâi în capul ăsta. Că dacă nu au rămas, apoi degeaba am trăit. Că eu vin, Natalia, că eu vin cu toporul, zic. A, este în Rusia, da, rusesc cașa stăpăra, este așa, și desea animate. Nu, nu are importanță, înțelegi? Importanță în cașie, că când în șechi faci o mâncare, trebuie să pui ceva să în șechi adăugală. Nu-i găină, nu-i cucoș, nu-i șe, pune toporul șerbă, adaugă, o toporul al scos, acolo rămâi, o mâncare bună. Așa e sensul, dar nu mai... Da, da, mulțumim foarte mult tuturor, te scriu tare cuvinte frumoase. Doamne, să-ți dea mult sănătate, ca spune Doinița. Iurie spune, bravo! Lumea e diferită, da. Și sunt și răi și buni oameni și înțelepți și neînțelepți. N-ai ce face, așa e, ca în pădurii, nu te scopați frumos. Sunt și strângi și verzi și uscați și prăpătiți și putrezi. Așa e, tată.
Așa ești la mine. Așa ești la mine, Natalie. Nu trezvezi câte mesaje urâte ne scriu, dar stare mult frumoasă. Pe ce le-ați le citești, tată? Da, l-am învățat pe tata cum să citească, dar în comentariile unde trebuie să uite că să citească. Și apoi, Marie, dar pe așa scrie de frumos, câtă lume pe tine te iubiști, hospodi, dar păi și cucea narodă, tare multă lume. E cam unii prăjesc la moment, aproape 400 de oameni se uită la noi. Auzi, să fii sănătos. Eu m-am înșerbătat acolo acum și mi-am desfăcut cam așa. Las că ești frumos. E cald. E cald și la noi e cald amuia în casă, da? Uite, am făcut mâncare și e cald. E așa temperatura afară undeva. E 16-18. Mă întreabă cineva, poți să te... 14-16. Poți să te întreb, mult scrii... Mă întreabă, mult scrii, și cine e criticul tău? Scriu și eu, însă nu le-am arătat la mulți, mi-e rușine. Svetlana, criticul meu e poporul. Eu nu m-am dus la specialiști să-mi analizeze poezie. Criticul meu e poporul. Și aici vedeți voi comentariile la fiecare poezie. Asta e analiza poporului. Poporul e așa, și dintr-o parte îți dă o palmă, și din alta, și încă altul spune bine înainte, și așa e toată viața. Tata, dar ea cam uia cât am stat în live, nici unul nu m-a jignit. Toți mă sunt și mă iubesc. Nu, dar pot să ales, că știi că în turma mare de oi, dar pe urmă tot să aleg, le aleg. Să aleg. Să aleg cele mai bune și cele mai blânde oi, da? Da. Să alege elita, așa. Elita, pe că noi suntem elita, dar aici. Maria era... Și ceilalți rămână om sau o apucă la lup. Hăi, să șteală, așa. Da, să duc la lup. La lup, să duc la lup. Da, să duc la lup acolo, și că lupul și aia din acoase. Lupul îi mănâncă. Uite, da, păi și faci. Iată Irina și spune, Maria, ai răscolit un dor de părinți care sunt o mare la o mare distanță. Te rog, piesă mai veselă, măcar, gata, nu mai cânt, fetelor, ea că mai vorbim cu tata, scuzați, nu vă supăra, dar nu mai pot. Am obosit, de mult m-am cântat și nu mai pot. Ea că Nicolae Văcărelu din România, ai niște părinți excepționali, trebuie iubiți toată viața noastră și dincolo de ea. Îi pup și îi îmbrățișez cu drag. Mulțumesc! Mulțumesc! Maladeț. Maladeț să înseamnă bravo. Bravo, băiat. Bravo. La mine e limba moldovenească. Are și cuvinte slavone și cuvinte de tățeliu. Aurica, ai niște părinți de aur. Mulțumim, mă, Aurica. Bravo, tătic. Suntem de aur? Da. Suntem cartăți oameni. E așa, tata, primești cuvintele frumoase. Așa e expresie, da. Da, așa. Primești cuvintele că sunt frumoase. Spune mulțumesc. Ia uite și cuvinte, vezi frumos. Spune, bun tata, te-o lăudat aici, ia las ca să citesc, mă duc la Mirela că am stă mult pe mine. Ai, du-te la tragi și iese. Da, mă duc să o hrănesc. Bun, hai noapte bună și mama dă-i pup și să o hrănești cu ghini cu macaroni pe floțchi. Nu mă duc dacă o aștept cu nerăbdare. Și un pahar de gin și noapte bună. Da. Hai, da. Sărătate. Hai, maladeț, o zis Natalia, maladeț. Hai, hai. Hai. Ia că este tăticul meu. E că noi așa vorbim totdeauna. Mersi frumos, tuturor. Eu vreau să-i pregătesc Mirela cu și să o hrănesc. Eu ați citesc tot mesajele care le-ați scris. Of, am obosit, sincer, emoțional. M-am descărcat, tot emoțiile s-au dus din mine. Mersi foarte mult pentru cuvintele frumoase, pentru tata. Este tata meu și mama mea e tot așa. Noi suntem toți ca Diuni, eu sunt așa sufletistă, inimoasă, sensibilă, e ca noi. Tata, el o leacă, vă spun, în tinerețe, când era mai strog, el o leacă, mai, așa, mai strict, mai sever. Pe urmă s-o muiet. Dar tot era bun, știi, ne-o cără astea, dar tot ne facem noi pe-a noastră. Vede că e, știți cum, dar e înțelept, totdeauna, toate înțelepciunile, sfaturile și lecțiile de viață de la tata, ați văzut cum vorbește el tare, poate frumos spune, înțelept și el e om tare citit,
tare mult o citit, dar o citit, avea cărți, o bibliotecă, o citit și literatură, o citit și cărți de știință de astea, de agronomie, și el iubea și medicina asta, dar e mai scurt. Eu îi seamăn lui ea ca la da mami, dar îi seamăn cu voce. Mama cântă în corul bisericesc și mama e foarte înțeleaptă și deșteaptă femeie. Mama mea a lucrat contabil și pe urmă s-a îmbolnăvit foarte rău. A avut pietre multe la fiere și mai n-am pierdut-o. Doamne ferește, nu vreau să-mi amintesc, să-mi minte să tăvăle pe jos, cum vorba asta de durere, nu vă pot exprima. Eu eram mică și când mă ducem la dânsa și o vedem așa cum se rupe jos de durere. Și o găsit o doamnă, știu că a făcut un fel de porții, nu știu cum, și o băut substanța și câteva ori dimineața pe stomacul gol și toate pietrele au ieșit. Dar acum, oricum, fierea iar au acumulat pietre și acum, un an în urmă, m-am avut intervenții și i-a scos fiere. Că la mine fierea tot stă așa ca potcoava, e ca așa, nu stă drept cum trebuie să stă, e ca potcoava. Și asta e tot posibil, Doamne ferește, spun de un rău. Dar este probabilitatea când îi fierea ca potcoava, să adună acolo calcul de ăștia sau cum să zici, pietre. Și genetic s-o transmis de la mama ea ca. Bun. Cred că e foarte așa. Da. Mersi fetelor frumos și tuturor celor care ați fost ea ca într-o discuție emoțională cu tata. Nu e așa de una vorbim. Și mă sună des, câteodată nu reușesc, nu am timp să-i răspund. Tata, eu sunt ocupată, e că scriu o poezie, că înregistrez. Mă sună și-o trebuie să spun. Și apoi mă ne pare rău că îl refuz să vorbesc. Dar lui ea vorbi, vrea să vorbească. Și apoi îmi pare rău că îl refuz să vorbesc și apoi mă sun eu înapoi și că răspund amu cât mă sună tata, cât mă sună părinții, că pe urmă, Doamne ferește, ați vreau să sune și n-am să aibă și nimă suna. Doamne ferește, nu trebuie să mă gândesc la asta, dar noi e ca știm fuga din goana asta de după de tăti, uităm că în primul rând trebuie părinților să le acordăm atenție și un pic de căldură din partea noastră. Bun, vă pup și vă doresc noapte bună, v-am oferit astăzi o seară extraordinară, m-am simțit cu voi foarte bine, emoțional și chiar mi-am dat tot energia mea, n-am puteri, dar energie n-am nici să vorbesc, m-am simțit foarte bine, vă mulțumesc încă o dată pentru toate, tot cuvintele și mesajele și tot și ne-ați scris și îmi doriți și... Și la mulți ani pagina mea, că da, mâine noaptea, mâine mă străduiesc sau mâine sau poi mâine un live cu recital de poezii. Seară plăcută, seară binecuvântată. Hai, fetele și băieții și tot, că nu numai fete, chiar că vă obișnuiesc. Link-ul e jos, intrați pe Instagram, eu acolo postez stories, vizici, fac diferite. Acolo Da, răspunde atunci când te sună că e scump timp. Corect, Natalia. Noapte bună și aveți grijă de toți. Ia ca spune și Svetlana, acum trebuie de acordat. Da, eu ia ca tot mă ocup de o poezie și apoi până mă gătesc, până o registrez. Și el taman atunci vrea să vorbească și el știe că eu sunt ocupat. Sau... Și apoi câteodată știi când filmez, înregistrez poezie și el mă sună. Și apoi mă supăr. Mă enervez că mi-a stricat înregistrarea, dar nu-i zic nimic. Pun la mod avion și termin înregistrarea și apă-l sun. Și apoi treci până ajung să grăgăiesc cu tata, dar mă sunt. Cu tata mai des mă sună. Mama e, are ei întrebări. Ei mă sună pe mobil. Dar cu tata iubește pe Viber. El are tableta și el e acolo, spune fotoliu și el începe a suna pe toți copchii. Pe toți copchii treci de rând. E că așa suntem noi. Și apă-l sun eu pe urmă. Sau el iar mă sună, tot el mă sună, el insistent, știi, de mai multe ori. Câteodată, taman că nu trebuie să sună. Dar ce să fac? Trebuie să accept. Așa sunt părinții noștri. Ei nu știu că noi suntem mereu în goană, mereu în fugă, mereu.
Gata, vă pup și vă doresc noapte bună, vă mulțumesc pentru tot absolut. Voi sunteți cei mai buni prieteni mei, voi sunteți tot familia mea, faceți parte din familia mea frumoasă. Intrați pe Instagram la mine, link-ul jos și acolo ne vedem mai des. Vă pup și vă doresc noapte bună!